Ai mai bine să-ți vezi de treabă și să te rogi la Dumnezeu și să faci ce știi. Și cum te îndrumă El, ala-i. Multe. Și așa încet tocmai tale le crepi. Și ele dau bătaie de numă. Cum s-o tăia pădurile de mult? Cu sirisaule, cu mâna, și cu metere, și cu stropele s-o duc, și cu cai i-o tras la plebașcă. Și-am dat la ruși 20 de ai. Adaosul de război, cum mă fac. 20 de ai care și-au dus toate pădurile astea de la noi. Le-au tăiat și le-au dus cu trenul la Sighet și de la Sighet au încărcat pe trenul rușilor și acolo au avut un bazin mare unde le-au băgat în apă. Și când au stat și aceștia noștri, IMTF-ul mai slab cu lemnile, o trimăs tambele la ruș și o scos lemnile de acolo din baltă și le-au trimăs înapoi la Sighet, la Cil, să le facă mobilă. Vă dați seama ce convenție, ce colaborare a fost între ei. Eu am tigul sunt toile că v-ați mișcat acolo și deja vin pe lângă mine tale. Da, pe zine ele în coșă, că... Să chem să nu mă piardă, dar vor pierde și pe mine ca pe bohotici. Ce să facem? Dar ai lucrat și la pădure, mine tale. Lucrat am pe tălocul. Trebuie să cunoști toate meseriile. Cum v-a zis Ceaușescu, trebuie să știi mulge vaca, trebuie să știi mulge capra, să ții de cornile plugului și să mâi și mașină. O scală e om universal. Nu, telefonul la ureche, halo, halo și... Noaptea e frig un pic aici, așa-i? Da. Deja se simte cum vine un pic răcoarea, toamna. No. Bine că o da Dumnezeu. Și-o pluat. Că-o fost serbințeală de... E numai și pe ele bietele, pe animale. Deci, mine tale, n-ai mai apucat așa călduri mari de când ești mine tale? Nu. Cum a fost în ultimii din ani? În 50 am mai apucat în 66. Am mai apucat. Da, 66. A fost încă așa o seșită, că a fost ars câmpul tăt. Și la hotar nu era fân, unde era de două clăi, era una mnică, o sanie mnică de fân. Și au venit oamenii și au cosit apipa aici, după ce au plecat animalele și au ieșit pe tăuri și pe izvar, au cosit o tăzituri și nu. Și o plouat în toamnă și o tăzige s-a făcut câmpul ca primăvară. Așa o poate, așa a fi și anul ăsta. A fi,
De acum, ori se ploi și crește noaptea și ptică apa și... Și iernile cum erau mai de mult? Era iernile de mult, că treceam cu sanile peste garduri, peste vârful parilor. Treceam. Și iarna cum vă gospodăreți să aduceți la animale fânul? Păi, cu ce? Iarna, fân cu sania. Fân cu sania. Sania, cu cai, cu boi, cu dibol, care cu ce-au avut. Când merea și făcea urme, era zăpada, hai de mine, câte de un metru și ceva. Și explicați-ne dumneavoastră, că mulți nu știu, de ce țân oamenii țăranii țineau peste vară cai în munte? Păi țin cai în munte că mai șporluiesc, că e din cauza fânului și nu. Eu țin-o, dar acum cariare nu-i mai ține munte, că-i ține acasă, că acum șpingerii... Da, da, am vrut să zic că și pe țineau vara în munte, că nu se foloseau de ei. Nu aveau tare multe de făcut cu ei. Nu se foloseau de ei și le trimitea și pe ei ca într-un fel de tabără. Să se facă. Să se hodinea și ei și nu, să se relaxeze și ei. Și iarna să... Iarna să poată pace. Uite, asta e oaia bătrână. Ce iubire! Asta e oaia care a venit de acasă. Ce ha? Uite de tu. Ha. Și ce bine arată. O venit de acasă și de rusale și-a făcut rusalele amândoi. Ha, tu. Ha. Așa e? Am o fetiță de la ea. Da, o mai ții? O mai ții? O țin. Hai da, moșucu, hai! Hai da! Hai fetița! Unde-i? Hai da! Bine, ia minte nas la mine. Hai da! Are o fetiță? Și zici că o vinil umble lupul tare acum. Hai da, moșucu, hai! Aia e fetița? Hai da, ia acum vine la mine, nu? Hai da, mămuca, hai! Hai da! Hai da! Hai da, mămuca, hai! Hai da, aici, asta mi-e fetița de la ea. Na, aici e mămuca. Ciucă moșucu pe ea, ha? Ciucă moșucu, ha? Ține mai pe ciolucă, minică? No, aici e mămuca. Contează, contează foarte mult să aveți o legătură puternică. Am o legătură și o dragoste cu ele, nu? Ce să fac? Contează foarte, foarte mult. Și ele mă iubesc. Se uită după mine. Când ce diri unde îți, mă fac o roată și se întorc. Că unde să nu plec să le lăs. Da? Ce să facem? Că generațiile de amu nu îi mai interesează. Păcat că nici Dumnezeu nu iubește poporul care nu are grijă și nu-i zdrage animalele. Când animalele le-a făcut Dumnezeu și le-a dat la om să le îngrija și să sature, să se hrănea cu ele. Nu, ne-ai făcut și tu. Ha. Ai făcut o ispravă, ha? Ai îmburdat roaba. Bine ai făcut, ha? Bine, puiucă, ha? Bine. Bine ai făcut, ha? No. Ține, moșurcu, ha? Ține. Dar ce să mă duc să șed cu pânsat? La masă și cu bere și cu horincă. Ai putea sta? Când aș putea? Când stau la aer liber, nu mă supără, nu mă deranjează nimeni. A mai zine câte un lup noaptea, vine și se duce. Că așa-i umblet, așa lui. Că de n-ar alerga, ar muri de foame. Și el. Nu? Dar a fost acum tot dimineața la Mietale? A? Spune-mi, cum a fost am într-o dimineață? Păi, într-o dimineață le-am strigat câinii să le dau de mâncare și am văzut că Madalina scoate capul din oală și fuge în jos. Și eu, hai după ea, cu cea câini. Lupul era acolo în marginea terșelor și apoi peste terș de avalma cu câinii. Un spurcășat de lup sur cât câinii de mare. L-au apucat câinii? Da. Așa s-a prins pară cu ei de numă. Te-a strigat și-a filoloșul mânat acolo. Ăla nu mai vine repede.
luăm în apa la bazin să bei apă. Păi dimineață, păi inima goală. Dar vine în fiecare seară, ai spus, acum? Nu prea, nu prea. Zine-ți că latră câine, dar îmblă mereu. Aici pe marginea poienii și nu... Nu-l lasă. Nu lasă câine. Nu-l lasă să apropie. Ce am vrut să vă zic? Foarte multă lume e interesată dacă o să ai căței, la căță. Păi o mă avea mai târziu, mai peste o lună și ceva, o mă avea. Bine, o să vin eu atunci la dumneavoastră. Nu-i bai, că-ți vini și... Iți. Eu am filma? Da. Altă, tăți și... Ce să facem? Bunul Dumnezeu ne despărțește și ne trimite pe care în direcția noastră. Și ați crescut împreună? Am crescut împreună, că am fost acolo în vecin cu el, cu părinții lui, tatăl și cu tata o poveri, neamuri aproape. A fost un om special, un om tare bun, așa cum e și mie tale. Păi a fost un om bun. Un om crescut între oameni și un om îmblat și el și nu, cu animale și da, știți cum e lumea. Lumea dacă vede că ai, nu-i bine. Păr ar fi bine să stai și tu ca ei. Păi este altul care... Dumnezeu când a făcut pe om, i-a împărțit darul. Nu la tăți o formă, la fiecare, parțial. La fiecare i-o dat de popă, nu poți ce zici cioban. Nici din cioban să margă să stai de popă. Și pe aici sunt problemele. Nici cum nu-i bine pentru oameni, nici că ai, nici că n-ai. Dai mai bine să-ți vezi de treabă și să te rogi la Dumnezeu și să faci ce știi. Și cum te îndrumă El. A zis un lucru mare, să faci așa ce știi tu, să mergi înainte cu perseverență și cu răbdare și până la urmă îți ajută Dumnezeu. Să ai răbdare și să te rogi la El că îți ajută și te scapă și te scoate ori de unde, așa ca pe Daniel, cum l-a aruncat în groapa cu lei. Și nu l-a mâncat. Pe cine? Pe Daniel. L-a aruncat în groapa cu lei. Să-l mănânce lei și nu l-a mâncat. Dacă o fă puterea lui bunul Dumnezeu, nu vă îngăduiți. Cu mulți păcătoși și creștini, dar oamenii nu cecesc, cam nu se interesează. La Iob, cum i-o luat tece turmele și s-o tăvălit în mușdariul grajdului și cum cât o fost de bolnav. Și i-o dat Dumnezeu vindecare și turmele înapoi împatrat și tete și putere și eu câte una aici, Ani, care nu se despărțea de către mine. Ține pitelucă, ha. Ține mușucul. Scumpă de e mai mare dragul când vedeți că aveți animale așa cu minți. Și nu așa a fost de tete. Eu mă luam mama mătura la mine și îmi bătea cu mătura, luam câte un mieluc și durneam cu el în pat. Și ea să plec cu mielul jos din pat. Luam mătura la mine. Ține puciulucă, ha. Ține, ha. Ține, ha. Ține, ha. Dai pupică, ha. Dai pupică, moșucul unii. Dai pupică? Ha? Dai pupică? Atâta că nu poate să povestească, dar uite tu cum se bagă coale da. Pe tale. M-ar întreba și ea că ce lucru, cu ce m-ar putea ajuta și ea. Să lucrăm amândoi. Mânca amândoi, mincenășuc. Vine seara acolo la mine, dimineața. Mă scoală, să-i dau ceva de prânzit, ceva de clențite. Știe că primește ceva bun. Ceva de clențite. Cât de cât orice. Vine cu măsa. Doamne tale, îți cunoști fiecare oaie?
pâine că am cunosc pe fete. Știi dacă cumva una dintre ele lipsește? Imediat am descoperit-o că nu-i. Pentru că fiecare oaie are figura ei. Alta e mai ascuțită la nas, alta e mai botosă, alta e la urechi, alta e pomticiorul neagră pe... Și fiecare are o deosebire una de alta. Da. Și chiar dacă îți dau jămânări... Prin înfățișare sau comportament. Una e în fel, una seamănă cu mamă sa și una seamănă cu tatăl său, cu berbecul. Saralele și așa singure să se ducă? Păi le lăs, să duc ele și vin înapoi, minte n-a, să trag la cuibari, unde dorm. Dar Mădălina s-a împerecheat cu ăla mare? Cu gruia. Cu gruia. Cu gruia nu mai are alții. E foarte greu și cu ele. Trebuie să-ți faci treburile toată ziua, una într-una, în botă și cu ele. Dar la cine îți dragi, îi se pare că se distrează cu ele. Hai da! Hai! Nu, asta e cum spuneți, cum s-ar putea promova creșterea oilor și a câinilor ciobănești? După părerea dumneavoastră, ca să facă lumea, să crească animale, să producă produsă, să facă. Dacă nu se schimbă guvernul ăsta și nu pun ei propriest pieptul și ei, nu se mai face nimic. Și câte ori se iei, te-ai ori dispare. Întrucât, dacă n-au interesul animalelor, n-au a oamenilor, să stea în țară să lucre, să nu iasă afară, să lucre la roboți, la străini. Că parcă la noi nu-i terenuri, nu-s animale, nu-s firme, nu-i... Dacă te-ai falimentat, ce să facă omul? Trebuie să plece undeva. Păi normal, nu trebuie judecat. Că păi omul s-a dus la mai bine. E din cauza Parlamentului și aceea. De ce o lăsa să dispară firmele, să se închidă, oamenii fără locuri de muncă? Ce să facă? Te-ai ce scumpteți gaz, alimente, te-ai scumpteți o pensie mică, cum e și la noi, care am muncit în timpurile de mult. O fost salariile mici și pensia mică. Unde o fost salariul de 1500, 2000, 1000 de lei, cam o să-ți dai pensie 25 de milioane. Ha. Nu se poate. Noi recunoaștem, da. Și ei se recunoscă că avem dreptate și noi, că noi am construit România. Nu aici care sunt parlament, aici o distrug România, care sunt parlament. Mine, fabrici, uzine, cu câte țări au avut UMM-ul, cu 120 și ceva de țări au avut contract cu tot felul de piese și de rumeni și de tot felul. UMM-ul numai, plus Cupru și câte s-au făcut și fer,
Să aducem de fier beton din China acum. E ceva frumos pentru România, când ferul la noi s-a dus de la noi cu 50 de bani kilogramul. Din toate pasarele și din toate ce-o fă, căi ferate, tot numai o tăiet și numai o distrus. O crezut că cum s-a adunat românul și ăla cu americanul. S-a zis că care țară e mai bogată? A zis americanul, America e mai bogată. Dar a zis românul la noi, de 2000 de ani să fură și încă așa mă mai au. De unde să mai iei? Încă așa mă le-a mai rămas. Și care... Acum nu putem să zicem chiar așa, dar... Oricum s-a progresat mult față de ce-a fost... Nu putem, dar să știți că e o diferență ca cerul de pământ. Dacă un domn se scoală și ce unde-a mea la lucru? Ceafa, vaca, laptele, nu-l cumpără ghițelul, nu-l cumpără vaca, nu, apoi ce s-o ție? Dom'le, lâna înainte s-o cumpărat, mielul s-o cumpărat, carnea s-o cumpărat, tăt-tăt, o mărg la noi în țară, vânzările. Acum vine și ți-a la mâna doua, a treia. El câștigă de două ori și omul care muncește dacă câștigă o dată. Așa se vând animalele acum. Hai, Dana! Am lucrat în Borșa, în luna lui mai și iunie, în 78, 79, 80, mereu turmele de pe Vișău, de pe Iza, câte o lună de zile, tot mereu oile în munți acolo, turmele, și o lună cole pe la tăiere vine înapoi. Pline dealurile și munții de animale. Am urși, șacari, lupi, aceia pășunează pe acolo, mă. Da? Unde sunt turmele de oi care au fost de sute de mii de animale? Unde sunt acum? La noi, ce trei ganciuri am, eu vă dau și ce-o vă bohoti și mai și gata, nu-i nimeni. Cu nimic, nici vacă, nici oaie, nici nimic, nici pisică. A pigeșoare nu vorbim, că dacă n-are porci, nu stau pângă casă, să duc șoareciu, că n-au ce-o mânca. Au mânca pempisuri. Haide-ne! Unde-o fă vacă, unde-o fă miel, unde-i purcel, mai cade peste valorice și pentru ei. Nu-i bine, ceva trebuie să se schimbe. A, păi de nu se schimbă. Ceva musai trebuie să se schimbe. Murim nevinovați, dacă nu se schimbă. Cu partidele astea, atâtea. Ceaușescu a avut un partid care a fost spirit de lege. Alopă, nu că la unui trebuie căldură și la unui trebuie ploaie. Și nu se văjăt. Că nu pe acela, celălalt nu-i place că ce uzină mere și de ce mere, să oprea, că nu merea lui mai bine. Doamne, eu încurcale și niște treburi care nu pot ajunge la sfârșit bun. Generațiile noastre, noi, cât mai vețuim, dacă nu se schimbă aceste treburi. Când omul să aibă ce lucra în țara lui, să-și gospodărească țara și să-și facă afacerile, nu să meargă în alte țări și să muncea la alții. În gospodărie lucră și acolo, pe muzine, pe la ce au, acolo pot lucra. Așa la noi le-a oprit. Cum se poate treaba asta? La noi nu mai merge nimic. Pădurile pline de copaci, de lemne, în Sigăt, o fabrică de mobilă, în Baia Mare, pe locul. Acum dau lemnul desficat și se duce din țară. Ceaușescu nu a dat. A făcut și din muguri și din crăci, a făcut paluri și le-a băgat la moară și le-a măcinat.
și în pădure să nu rămâie o creangă să putreza, să se poată regenera. Amu taie și duc grosul și crăcile rămân acolo. Haide-ne, haide-ne! Haide-ne! Nu merge bine, degeaba. N-are cum să margă. Deci vreau să spuneți că trebuie o schimbare Iisus, ca cineva să țină și cu omul. Domnule, dacă nu se schimbă, nu poate să ție și să margă, dar nu vă dați seama. Și cu animalele, și cu pășunile, și cu tete, dacă omul e băjucurit, omul e alungat, omul e nebăgat în seamă, ca un coptil care îl leși să umble pe străzele satului sau a orașului, de capul lui. N-are el o garanție, nimic, că să aibă casă, că să aibă să-și facă fără de astăzi pământ. Important să fie cu omul. Important, asta e cel mai important, dacă nu-i iubirea între oameni și cu lucru și cu toate lucrurile să margă și să fie, nu? Noi te luăm bani de la europeni și ne dau până ne-am trezit că om și mai rău ca ucrainienii, că nu ne mai putem. Ceaușescu a plătit datoriile la ruși și ne-a lăsat, când l-a pușcat, cu bani și cu cloșca de aur și cu tete, ăștia tot au prăpădit. Unde-i fondurile de când a murit Ceaușescu, ha? Și flota din Constanța, cum s-a dus pe mare? Tata s-a vândut. Și am cumpărăm armament, cumpărăm vapoare, cumpărăm avioane, că armata o trebuie să o distrugă, să o desfințeze armata, care a fost garanția și siguranța poporului. Armata, care s-a instruit și a fost la vârsta de 20 de ani, când omul e ca pasărea, nu omul a luat de 40 de ani, 50 de ani și a îmbrăcat militari și le-a pune o caschetă în cap, ca cum aș pune eu la un măgar, un batic și l-aș face muiere. Așa fac aici, amu. Când nu știi să mânuiască armamentul, nu știi să își apere viața pe timp de război, să apere. Aici, întâmplările sunt multe de tăiate. Dar cred că aveți una așa care v-a rămas în minte. Păi mi-a rămas în minte tăiate după munca care am muncit-o în timpul lui Ceaușescu. Munca mi-a plăcut, am avut de toate și mi-a plăcut. Asta mi-a rămas în minte, că atunci am fost bogați și am avut și am făcut câte 3-4 ture de mere la Brăila. Și am vândut și s-a dus marfa de la noi. Și sute și mii de vagoane care au plecat în Germania cu fructe și în alte țări și au mers. Acum nu le cumpără nimeni, putrezesc pe pământ, le mănânc animalele, vin urși și culeg și ei. Nu ne rămâne bun de acum nimic, numai ce-o trecut. La școală învățătorii ne-au învățat să plantăm pomi, să-i curățăm, să-i lucrăm terenurile, să fim gospodari, să fim oameni. Nu ca acum îmblac ochii pentru fundul școlii, aduna sticle, fer vechi, și afla și face fundul școlii și să aibă. Și o făcut școală, și-a făcut licee și facultăți, și-a ieșit ingineri, profesioniști, s-a calificat la noi locul de muncă, cum s-a calificat, eu s-a pregătit și-a mers la muncă și-a lucrat, nu am la heberău pe toate holarițele.
fiecare o știut. Că pe ce învață și unde s-a oprit și unde va merge la muncă. Nu. Acum, bă, și dau examen și atâția și foaie verde, ieși și pleacă la scos de morcov în Germania și pe Italia și pe de tot felul de probleme cu calificarea în buzunar. Atunci calificarea ți-a fost pusă în cartea de muncă și ai lucrat unde ai fost cerut. Și fiecare fă mulțumit. Cu un salariu de bază, sigur, cu o muncă care ai făcut-o, ai prestat-o. Acum se duc în Germania, stau câte 2-3 luni, din aici cheltuiesc banii, se duc iar înapoi. N-au ce fa aici. Dar cea mai urâtă întâmplare de când umblați dumneavoastră la oi? Aveți una? Păi, urâtă întâmplare nu am cu ele, ele, bietele, îs bune, îs blânde, îs cuminți. E problema asta, că nu avem drepturile care ar trebui să ni le primim după ele, nu. Păi ei ne-au dat banii la iarnă, ne-au dat la primăvară, dar noi ne trebuie strictul necesar, amu, când începem pe toamnă, să ne asigurăm cu un altă și să ne facem provizia. Nu, ne-a dat pe la primăvară banii, pe când care trăiesc, care au murit, paus. Noi nu am murit, așa-i? Noi nu murim. Noi am trăit mult. Dar, du-te de acolo. Ați avut momente când a spus că gata, renunț. Nu mai țin noi. Nu. Încă nu. A stat mulțit, a stat ținut mai mult. Păi tot am mulțit, am iară mielele, mai lăsat 40 de miele câte am. Nu dau mielele, numai berbeciu. Nu mai lăsat să le mai întâneresc. Da, de-ai mai întâlneri și eu cu ele. Cum erau oile mai de mult? Erau așa cum le ai în Italia? Ce soi era? Era, ca da, și... avea câte 50, câte 20, câte 30. Așa turmă câte la unul nu prea fo. Soiul de oaie, cum a fost? Soiul de oaie, tot așa o fo. O fost ele mai... rare, mai nou, dar ne-am luat berbeci din alte direcții și din alte direcții și ne-am modificat oile de la Alba Iulia. Ne-am adus berbecii și pe mine i-am băgat la cetina și ne-am modificat, ne-am strămutat oile. Mai oi de dealuri, de șese, de iarnă. Poate dormi în zăpadă, că nu îi se împărță lâna, e lâna pe ea cele care le-am avut noi de mult. Era lâna rară și când sufla vântul o înclina într-o parte și era mai friguroasă. Astea pot dormi în zăpadă, că nu le frig. Și pe asta e generația. Deci oricum, oile au evoluat în bine față de cum au fost. Păi... oricum a fost și pe țară, tot felul de oi, mai... Păi a fost și pe țară și tot felul de rasă. Tot felul de rasă, tot da. Tot felul de rasă după zona care unde e. Nu pot aduce de la noi, bărcile cele care abia se duc pe câmpuri. Să urce pe deal, să coboare, să margă, să urce. Alea nu sunt de dealurile noastre. Aia astea noastre se duc pe deal, coboară în vale, iară urcă, iară... Că sunt învățate ele cu... drumurile. Așa e soiul lor. Ale cum? Păi viața e ca gândul. Astăzi ești și mâine nu mai ești. Asta e viața omului. Așa o lăsa Dumnezeu. O trecut repede? Eu mi se pare că
Până cât am trecut așa cum trece rasa malul, dintr-o parte, dintr-o mal la celălalt. Am uitat de rău, am uitat de tete, nu am de băgat nimnică. Ce-ai tu, du-te-hă! Că tete să petrec rău cu binele, binele cu rău și nu poate să numai bine. Eu mi-am făcut un strat de oi, tete, sunt foarte ochelari, frumos, tete cu ochelari. Se vede, foarte, foarte frumos. Uitați și cum se uită la noi ce bine arată tete. Tete cu ochelari. Aveți rasă frumoasă. Dumneavoastră, ce mâncați aici? Păi ce vă faceți? Am de tete. Am mai mult lapte, mi-am strâns pentru mine și ce? Pentru un om, ce? Îmi fac de mâncare, sunt atâta, nu-mi e rău. Harul Domnului când este de tete plin, nu-mi e rău. Atunci când nu mai avea nici de unde lua și nici pe ce, atunci e rău. Încă mai sunt rezerve. Și la noi. Nu v-a apucat nici oaie lupul de când ați venit? Păi am de când îți faci, nu, m-a ferit Dumnezeu, dar e foarte mare grijă că cum dorm la mine să nu-mi se bage între ele, numai am câine că ei dorm noaptea, roată aici pângă ele și nu, când simțesc ceva, îmi dau de știre. Să-i ajut și eu, ca pare, dușmanul. Mădălina, e grasă. Mădălina. Făceai mulți pui. Unde-s puiiță? Făceai mulți pui așa la o fătare. Păi ce, câte 9, 10. Îi duce pătăț. Da. Dar e foarte bună, simțitoare. Nu lasă oile nici înaintea lor, până nu mă văd că apare dintr-o direcție în alta, iese și se mută în cei pădure și una roată numai. Faină cățe, faină, grosă. Sunt mai simțitoare cățelele? Mai, sunt mai active ele ca câinii. Au un altfel, un simț mai dezvoltat, mai active. Dorm pe curat.